Domn procuror. Okay. Eu vă rog frumos, eu n-am și discutat cu dumneavoastră. Eu deci despre dosarul dat, cum decurge? Dumneavoastră, vă dați ce seama, spune? Nu vă apropiați de mine, domnule. Dar ce puteți spune despre... Dumneavoastră, de ce sunteți, de ce se încriminează în dosarul dat? Nu dau nicio declarație, vă rog frumos. Fără comentarii. Dar acuzațiile sunt grave sau... Până când nu știm încă. Și că trebuie să pe dosar. Domnul avocat, cum decurge examinarea dosarului dat? Ce spune clientul dumneavoastră? Și la ce aduce asta? Aduce la... Nulitatea actului procesual. Deci, asta ar fi o greșeală comisiei de procurori, procedurală. Instanța, eu nu-ți ca avocat, așa credeți, cred că. Eu nu cred, eu am făcut referință. Da, într-o greșeală de asta, tehnică, practică, adică posibilă intenționată. Casa poate fi dat în exploatare dacă sunt călcate reguli în construcție. Desigur că nu, adică nu s-a respectat procedura și solicitați. Nu, hai, merg.